Poveștile orașului Câmpulung Sunt Adrian Săvoiu și voi creiona astăzi un portret ușor surprinzător, poate, al lui George Topârceanu, cel care pentru o vreme a locuit la Nămăiești, unde se află și Casa Memorială. În ciuda imaginii pe care ne-a creat opera lui George Topârceanu, prin intermediul căreia ar fi de bănuit un autor vesel, expansiv și plin de mobilitate, nu ne va fi mică mirare a descoperi în mărturile contemporanilor un om închis, singuratic și taciturn, izolat chiar. Topărceanu trăia foarte modest și Tudor Arghezi povestea în revista Bilete de Papagal. Citez. L-am găsit odată la Iași, locuind pe panta unei străzi necirculate, o cameră, spânzurată ca o colivie, pe zid. Era o locuință de fantezie, cu intrarea parcă pe fereastră și cu ieșirea pe coș. Dacă ședeai pe scaun, aveai impresia că gravitezi spre răsărit și în picioare îți venea să te culci pe tavan. Chiriaș într-o astfel de cameră, la Iași, îl va fi aflat și de mostene botez, izbit de o pitorească învălmășeală de cărți, caiete, condee, călimări, dar și de un număr mare de puști, carabine, pumnale, florete, revolvele și atagane. Topărceanu era un ochitor desăvârșit și adesea era rugat de prieteni să facă demonstrații prin care era capabil de a reteza dintr-un foc gămălia de la un chibrit ori de a lovi un măr aruncat în aer. Cum o bună parte dintre colaboratorii revistei Viața Românească de la Iași erau pasionați vânători, poetul putea fi văzut adesea în expediții cinedetice, dar, firea parte, se răzlețea de cei lanți și nu mai era văzut până seara la întoarcere. Nu mânca niciodată ceea ce vâna, spunând că astfel s-ar simți și mai culpabil față de victimele sale. Era însă iubitor de animale și, asemenea unui salvador Dali care purta pe străzile Parisului un furnicar, Topârceanu, își amintește scritorul Mihail Sevastos, crescuse un pui de vulpe cu care ieșea pe străzile Iașului, mergea la redacția vieții românești, și chiar la restaurant. Prietena sa, Otilia Cazimir, ne relatează că baia o avea plină de colivii, familii întregi de păsări care se mulțeau sub ochii atenției poetului. În maniera creangă, iubea nespus pisicile și la orele de masă se gudurau pe la poartă un număr impresionant, așteptând întoarcerea poetului din oraș. Topârceanu avea o curiozitate de naturalist, și putea fi zărit adesea ore întregi, îngenunchiat în grădina casei, pentru a urmări cu lupa o gâză ori alta. De altfel, poseda un bagaj respectabil de cunoștințe asupra moravurilor lumii animale. Aceasta însă nu l împiedica să fie un pasionat cititor al cărților și reviselor de știință. La curent cu orice invenție tehnică, el explica și discuta cu dezinvoltură despre cinematograf, gramofon, ori ultimele aparate optice. În ciuda aparențelor, deși versurile lui Topurceanu lasă o indiscutabilă impresie de spontaneitate, de ușurință a improvizației, poetul nu scria deloc ușor. Celebrul epigramist pastorel Teodoreanu mărturisea că poetul nu scria niciun vers fără știrea minervei, că era plin de exigență cu sine însuși și că căpătase mania de a nu reuși, citez, să dea la tipar o poezie sau o simplă notiță până nu o transcria de 10 ori cu o caligrafie clară de o putea înțelege ca pe un gest și un analfabet, încheierea citatului. Topărceanu era susceptibil la orice critică și nu se conforma niciodată obiecțiilor, chiar dacă acestea veneau de la o autoritate, cum ar fi de pildă criticul Garabeti Brăileanu. Poetul Alexandru Filipide îl vedea, citez, plin de neliniște și întortocheri, un amestec de pasiuni simple și gusturi bizare. Nu-mi dădea deloc impresia unui om vesel. În ciuda versurilor lui, pline de luminozitate, anul mi se părea un om al nopții. Încheierea citatului. În ultimii ani, bolnav, cerea doctorului să nu spună nimănui de maladia sa, pentru că nu putea suferi să fie compătimit. S-a despărțit de viață discret la Iași în 1937. La mormântarea sa, deplasându-se de la Câmpul Lung, unde a trăit despărțită geografic de soțul său vreme de 25 de ani, sosise soția, Victoria Topârșanu. La Iași nu știa nimeni că poetul era căsătorit și pentru mulți eșeni, apariția Victoriei Topărceanu la mormântare a constituit ultima surpriză a biografiei unui scritor care a viețuit atât de diferit de imaginea pe care am fi tentați a o creona prin versurile sale. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare. Ați ascultat poveștile orașului Câmpul Lung Muscel cu profesor Adrian Savoiu.